Orașul Țăndărei a găzduit prima ediție a Cupei Micii Karatiști Campioni. 150 de copii practicieni ai disciplinei karate s-au luptat pentru un loc pe podium în cadrul acestei cupe naționale organizate de Clubul Sportiv Fair Play Țăndărei, cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița și a Primăriei Orașului Țăndărei. Competiția s-a adresat sportivilor cu vârste de la 4 ani până la 18 ani. Cei peste 100 de copii au concurat pentru titlul de campion la cele trei probe de concurs, joc tehnic, machiwara, kumite și traseu adresat copiilor sub 7 ani pentru ca aceștia să se obișnuiască încă de mici cu rigorile unui arbitraj. Echipați în kimono, campionii karatiști au fost atent arbitrați de reprezentanți ai Federației Române de Karate. După foarte mulți ani am făcut un pas. Prima cupă organizată la noi acasă. Susținătorii ai sportului de performanță, reprezentanții administrației publice locale și județene au felicitat organizatorii pentru acțiune și au subliniat importanța încurajării practicării sportului în rândul copiilor. Nu am să-mi întâmplă mai multe zmina și nu mă privați și aș
finalul competiției sportive au primit și premii, constând în diplome, cupe, medalii și echipamente sportive. Competiția a avut ca scop, pe lângă verificarea stadiului de pregătire, și descoperirea și îndrumarea tinerilor talente în karate.